Salutare, dragilor! Bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. E bine, oameni buni, în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținere la videoclipul trecut. S-au strâns foarte multe like-uri și vă mulțumesc tuturor. Vreau să le reamintesc cei care nu v-ați abonat, vreau să le reamintesc celor care nu s-au abonat, vă rog frumos, puteți să o faceți pentru a nu pierde următoarele videoclipuri. Apăsați și pe clopoțelul ăla ca să primiți toate notificările în timp ce postăm sau când face live stream, veți fi notificați de îndată. Și nu uitați să mă urmăriți și pe Facebook, Ian Gasca, și pe Instagram, dați și voi un follow acolo la Ian Gasca pe Instagram. Vă mulțumesc pentru că s-au strâns 17 fani, vă mulțumesc tuturor și cadeți mai departe cu mai mult, cât mai mulți fani pe Instagram, Ian Gasca, și haideți să strângeți cât mai mulți prieteni pe Facebook, la fel Ian Gasca. Acum să revenim la episodul nostru. Poate mulți vă întrebați de ce nu postez ETS2. Ei bine, astăzi sper să fiți atenți în acest episod pentru că o să vă spun imediat. Și anume pentru că, după cum știți, anul trecut am filmat un episod de Euro Truck Simulator 2 cu prietenul meu, Andrian, care voi îl știți din videoclipul trecut. Și... din păcate, el nu poate să vină fiecare zi ca să fac videoclip cu ETS2, așa că am decis să fac foarte rar ETS2 pentru că nu am cu cine. Dar când o să vină băiatul ăla, o să continuăm cu seria de ETS2. Seria nu va dispărea, deci o să continuăm când o să vină băiatul ăla care ne jucam ETS2. Și sper că v-am făcut înțeleși la videoclipul ăsta. Eu, care de obicei am fost driver Angisca, vă mulțumesc pentru vizionare, dați și voi un like, un share și ne vedem data viitoare. Pa, pa!